Bine ați venit pe la mine! Aici este universul, o parte din universul lui Serghei, scrie și pe ușă. Probabil peste câțiva ani va apărea și semnul acela, nu intrați, decât dacă. Deocamdată ne lasă la el în cameră așa, oricând, oricum. Am ajuns într-un paradis al jucăriilor. Da, să știi. Și sunt convinsă că toți părinții au întâmpinat aceeași problemă ca și noi. De fiecare dată când copilul spune, uite, am văzut o jucărie, părintele se gândește, aoleu, unde o mai pun? Și de-abia după aceea, cât costă? Care e jucăria ta preferată? Pentru că văd că ai foarte multe aici, ai dinozauri, robot. Șoricelul și robotul. Șoricelul și robotul? Șoricelul de aici? Da. Are și un nume? Cățel. Dacă cățelul tău este foarte interesant. Nu scoate cele mai frumoase sunete din lume, adică dacă aveți ceva pe acasă, dragi părinți, aveți grijă când vă sună telefonul, va trebui să vă duceți cât mai departe, pentru că exact asta vreau să spun. Ce a fost asta? Să spunem că niște sunete nu tocmai elegante. Să vi-l arăt pe unul dintre preferatele lui. Bine, el și le tot mută, doarme cu câte unul fiecare seară. Acesta este un dragonel pe care îl are de la prietena mea din Canada, Ramona. De la o lună, Serghei doarme singur în camera lui. Întotdeauna am avut, până în momentul în care el a împlinit 5 ani, video, interfonul pornit și eram tot timpul cu ochii pe el. Dorm cu el o dată pe săptămână, tati să doarmă cu el o dată pe săptămână. Împărțim cumva lucrurile acestea. Însă am considerat că este foarte util pentru el, în primul rând, că este băiețel, să învețe să doarmă împreună și să aibă și respect pentru patul conjugal. Ia uite, acesta este, cum îl cheamă? Că nu mai știu personajele. Nick Wilde. Ah, și acesta ce e? Un iac. Exact. Încerc să-l învăț să aibă grijă de jucăriile lui, încerc să-l învăț să fie ordonat. Bineînțeles, este un copil și dezordinea este inerentă, însă până la urmă, dacă insist și îi cer lucrul acesta, învață cum să-și țină lucrurile în ordine. Asta înseamnă că atunci când va fi adult, va învăța să-și țină în ordine tot felul de alte lucruri. Și nu numai la birou, ci chiar în viața personală. Ce-ți place ție cu... să te joci? Mie cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult îmi place să mă joc cu Serghei. Bun! Frumos e să întorci vizita, normal, nu? Normal! Așa că vin alături de noi Adina Halas, soțul ei Lucian și fiul lor, Serghei. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Dar ce frumos bine este la tine, dragilor, în cameră! Bine ați venit! Dar ce iubăreț! Salut, salut, salut! Bine ai venit! Hai să ne așezăm! Adela, am văzut că te-ai apucat de sport, super! Da! Descurci foarte bine! Excelent! Și dacă spui asta specialistul... Nu, dar și cu alimentația, vă zic, știți cum sunt? Perfectă! Da, mănâncă înghețată. Atât, asta atât. E. În rest... Dar înghețata, să știi că nu este cel mai dezastros desert atunci când vorbim despre dietă. Cu negresă. Cu negresă, da. Culoarea este, de fapt, problema. De acolo e problema, da, nu? Că rest... Da, așa, Serghei, lua microfonul, ești pregătit să vorbești la microfon, da? Da. Am văzut că e foarte curat la tine în cameră. Cine? Tu faci curat? Tu păstrezi ordinea asta așa la tine în cameră? Da. Sau mami? Cam timid răspunsul. Să zic o minciună, da. Cam timid răspunsul. Ce spune? Îți faci singur curat la tine în cameră? Nu. Pe cine te ajută? Bona. Bona. A, e bona. Bine. E bine, e bine. Dacă ajută... A fost sincer. A fost sincer, exact. Sincer, da. Ne pregătim de școală, să înțeleg, din toamnă? Mergem la școală? Începe clasa 0, da. Clasa 0. Ești pregătit să mergi la școală? Da. Da? Ce crezi tu că o să faci la școală? Că o să învăț lucruri noi. Lucruri de care? Lucruri noi. Lucruri noi. Lucruri noi. Dar îți place să înveți lucruri noi? Ești deschisă? Da. Da? Da.
Dar ce o să faci cu jucăriile din camera ta, că acum te faci băiat mare, na, o să ai alte preocupări? Ce faci cu ele? Joc cu ele. Păi și după ce crești, jucăriile care îți rămân mici, ce facem cu ele? Cui le dai? Unui bebeluș. Altor copii care au nevoie de jucării. Am văzut că voi v-ați împărțit așa programul, spuneai pe material că o noapte pe săptămână dormi cu el, da? Da? Fără organizare nu faci nimic, știi? E, da. Și o noapte dormi tu, Lucian, nu? Da, miercurea e la mine. Miercurea e ziua ta? Da, iar eu sunt cu joi seara. Am făcut această împărțire în ultimul an, de când am început să negociem cu Serghei. Și mi se pare bun, știu că foarte mulți părinți sunt pentru dormitul împreună, alții sunt total împotrivă. Noi am zis hai să alegem calea de mijloc. Da, pentru că pe de o parte noi atunci când dormim cu Serghei, dormim că ne nouă foarte drag și vrem să dormim cu el, dar îmi dau seama că el este totuși băiețel și trebuie să se obișnuiască de mic cu o anumită independență, să aibă și respect, exact cum spuneam, pentru patul conjugal, pentru că atunci când va fi mare și el va dori să stea împreună cu soția lui, să doarmă. Este bine și asta e normalitatea, exact. La o lună, după ce o lună a dormit la noi în cameră, prima lună din viața lui, într-un coșuleț foarte, foarte frumos, lângă patul nostru și îți dai seama, noi nu dormeam, tot timpul ne uitam la el, știi cum e. La o lună i-am făcut cadou camera lui. Am zis, hei, este picioarele tale. Până aici. Și următoarele luni ne-am mutat noi lângă ușa lui, normal, îl supravegheam în continuu. Până la vârsta de 5 ani a avut videointerfonul. În ziua în care am plinit 5 ani, a murit videointerfonul. Așadar, nu ați făcut trecerea asta prea târziu, în așa fel încât el să simtă diferența exact. Și da, să sufere și să-i fie dor. Nu, am vrut să se obișnuiască de la început și a fost o trecere ușoară. El a fost un copil foarte relaxat. Și atunci ne-a fost ușor. Bineînțeles, dacă începea să plângă, imediat număram, aveam un sistem de numărat, număram până la 15, așa. Ca să nu fugim din prima. Și la 15 deschideam ușa, mergeam, îl luam în brațe, îl deci mângâiam. E o treabă cu reguli, nu așa? Cu reguli, reguli. Da. Fără reguli nu faci nimic. Se mai întâmplă câteodată, chiar dacă voi, să zicem, dormiți miercurea, doarme Lucian, joia, dormi tu, da? Să, în anumite nopți, el poate, nu știu, visează sau ceva, să se trezească și să vină la voi în pat? Se întâmplă dimineața, spre exemplu, să se trezească, tati este deja plecat la serviciu și se trezește înaintea mea și vine la mine în dormitor. S-a întâmplat și să-l găsesc în sufragerie, așa. Mă trezesc și să-i spun, Serghei, de ce nu m-ai trezit? Și să-mi spună, n-am vrut să te deranjez. Mi s-a părut atât, atât de drăguț. Și drăguț, da. Asta. De obicei, când visează urât, nu apucă să se dea jos din... Atunci când visa urât, pentru că nu s-a mai întâmplat lucrul acesta în ultimul an, dar atunci când visa urât, nu apuca să alerge la noi în cameră, pentru că deja eu eram ca o săgeată lângă el. Da, sunt un fel de mamă uliu, după cum vă puteți da seama. Încerc eu să par relaxată. Auzi, Lucian... Această mamă relaxată, mamă așa. Bună, mamă, a primit ceva de 8 martie? Foarte multe flori. De la tine? De la... Sau de la ambii băieți? Și de la diferiți băieți, dar... Dar și de la băieții și de la mei. Mine. Și de la băieții ei. Tu ce, ce i-ai cumpărat? Ce flori ai adus? E un mix așa de primăvară. Destul de colorat și foarte frumos. Și un cadou, ceva, un mărțișor, o treabă. Eu țin foarte mult la lucrurile acestea clasice. Să primesc 2 martie flori, așa. Să primesc mărțișorul de 1 martie, aha, și în rest, aha, în toate celelalte 363 de zile, cadouri. Deci ești organizat, deci există reguli și în cuplu. În cuplu. Știi cum este? Regulile în cuplu le stabilești de la început, în primele așa. Săptămâni de cuplu. Atunci tatonezi, așezi fundația, vezi, negociezi, deci lucrurile. Deci punești semeni în primul, după care, bineînțeles, după care nu mai spui, hei, avem niște reguli. Nu, doar se înțelege. Ridici o sprânceană, eventual. Auzi, Lucian, dar regulile astea despre care vorbește, cine le face? Oare cine? Serghei. Exact. Regulile... Da, suntem o familie, ne consultăm. Corect. Când eu, când ea, ne completăm reciproc. Asta e cel mai bine. Dar dacă uiți vreodată să iei flori,
Dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, nu cred că s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Îi dă un mesaj dimineață, vezi să nu uiți să iei flori. Da, nu, chiar nu s-a întâmplat. Dar uite, stau să mă gândesc cum aș... Să știi că dacă ar uita să-mi ia flori, aș fi îngrijorată. Nu aș fi supărată, aș fi îngrijorată că s-a întâmplat ceva, că ceva îl preocupă, că efectiv s-a întâmplat ceva și nu vrea să mă streseze, a uitat să-mi spună dacă a uitat să-mi ia flori. Deci nu este pentru o presiune, crede mai incredibilă pe tine. Nu se poate. Nu, pentru mine este ceva normal, n-are de ce să fie o presiune. Deci există buget de flori la voi în familie, nu? Da, clar. Știi, reclama aceea este o reclamă care tot a rulat săptămânile acestea cu un domn care spune, mama soției, bunicile, trece toate femeile din lume pe carnețel pentru că trebuie să le ia flori și mărțișoare. E, ăsta este Lucian. Deci, Lucian, de 1 și 8 martie, este de negăsit. Deci este la serviciu, are 1000 de treburi și dacă suni, unde ești? Sunt la mama ei. Acum am ajuns, pentru că s-a dus să-i ducă flori. Unde ești? Sunt la mama. Unde sunt? La soacră mea. Și așa mai departe. Foarte deci el se plimbă. Nu ți-e niște ușor. Nu e. E o zi destul de încărcată pentru mine. Epuizantă, de-a dreptul. Da, la fine. Da, uite, Serghei are un exemplu foarte bun exact. Și îl cresc în spiritul acesta, Emi. Pentru că îmi doresc că atunci când va fi mare, să-i fie natural, exact. Să știe să facă să un gest. Să nu fie o corvoadă pentru el. Sunt majoritatea bărbaților. Nu-i cunosc pe aia majoritarii, dar așa este. Mulțumim tare mult pentru vizită. Mulțumim și noi. Vă mai așteptăm cu mare drag la noi, Serghei. Baftă multă, abia aștept să-mi spui cum o să fie la școală. Ei, și-a luat centura albă la judo, deocamdată se pregătește pentru alte lucruri. E pregătit înseamnă. Mai dure, da, e exact. Pregătit. Nimic nu-l surprinde. Mulțumim tare mult încă o dată. Mulțumim și noi. Și noi. După cum ați văzut, dragi prieteni, ne place tare mult să avem musafiri, dar și să mergem în vizită. Și ne plac oamenii care au o energie aparte, cum sunt cei 5 membri ai familiei Iftimoaie.